Și am spus, preasfințite, dar de ce eu trebuie să scriu această carte? Eu puțin cunosc pe Apostol Andrei. De el mi-a spus, zic, uite, avem aici așa scriitori mari, cunoscuți de acum, vă zic așa, și că trebuie să scrii mă tale. Pentru că mă ta ai un înger foarte puternic. Dar nu mi-a spus cine. Și atunci vă zic că am stat o zi la Galaș, a doua dimineață am publicat un articol în revista Credința Ortodoxă din Galaș, am scris. Voi scrie acest roman și voi da seama în fața Domnului despre făgăduința pe care o fac când voi scrie acest roman. Dar să știți că dacă Domnul te lege să faci o lucrare dumnezeiască, îți pune toate cele în mână. M-am îndalmat cu cărți. Am călătorit. 10 ani de zile am umblat cu Apostolul Andrei împreună. Piure n-a fost. În Ucraina, toată România, în Ucraina. Am fost în Rusia, pentru că Apostolul Andrei este Apostolul Răsăritului. Dacă ceilalți apostoli au predicat în apus, Apostolul Andrei a predicat în răsărit. A ajuns chiar pe pământul Rusiei până la Arhanghelsk. Ceea ce scrie, foarte bine scrie despre aceasta, v-a scrie un mare istoric rus creștin, Golubinsk, în istoria Rusului Țării, a apărut la Leningrad, eu am făcut studii și la Leningrad am fost, v-a scrie așa, descrie, v-a scrie despre Apostolul Andrei și cum călătorii lui în adâncul Rusiei și cum a început ca să-i... Și nu numai, dar călătoriile lui prin partea din nord. El a ajuns până la insula Balaam, unde azi este un mare centru creștin. El a ajuns în arhipelagul unde este Suedia, Finlanda, așa mai departe. Chiar zilele astea a fost ziua României și la recepție dată de ambasada română m-am întâlnit cu excelența sa, ambasadorul Daniel Ioniță. Și Daniel Ioniță avea o cruce mare. Și eu am întrebat pe consilier, de ce crucea asta la tăsul? Și că asta e crucea Sfântului Andrei, dăruită de către Biserica Ortodoxă din Suedia. El a fost ambasador în Suedia, acolo este o mică, este Biserica Ortodoxă, vă zic, Biserica Ortodoxă, și i-a dăruit-o. Și eu spun, excelență, nu trebuie să schimbăm, că și eu am crucea Sfântului Andrei și mă tare, ai crucea Sfântului Andrei. El a spus, nu, fiecare cu crucea, asta dacă îi fac o glumă. Ne întoarcem înapoi. Și uite, v-am să zic că am călătorit mult. Dar spus un lucru. Dacă te acum îi mulți la părintele nostru, vă zic că moșul. Când Dumnezeu îți dă harul, toate le faci de ușor. Niciodată n-am spus că eu mă chinui să fac o călătorie undeva, să aflu pe urmele Apostolului, sau să scriu o pagină, sau să adun materiale. Eu toate le fac de ușor. Dragoste, atâta pasiune, după cum și apostolul le-a fost dat harul, de a propovădui necontinuit. Uite, apostolii nu puteau să odihnească, nu puteau să mănânce și să bea apă, dacă nu propovăduia contra Dumnezeu. Și când nu reușeau să propovăduiască prin cuvânt, propovăduiau prin minuni. Dar prin minuni, toți oamenii când vedem în minuni, vă zic că una e rău. Că noi suntem păcătoși. Eu sunt păcătos, am fost păcătos. Și atunci când am revelații, credeți-mă, vă zic că am revelații, vă zic că noi toți avem revelații, după ce scriu câteva pagini, așa mă sunt obosit. De ce? Pentru că sunt trup păcătos. Dar revelația Domnului e foarte puternică. Dacă cine are mare sfințenie, acela e ușor. Eu vă zic că totul face pentru Domnul și nu obosește. Dar noi suntem păcătoși. Asta e ceea ce vă zic, am o mică introducere, vă zic, despre istoria cum a scris acest roman. Vă zic că spunea și Nicolae Davija, că s-a făcut o emisiune, un film despre Apostolul Andrei, despre persoana, umila mea persoană, și spunea că Ion Vicul a scris, a lucrat la acest roman 10 ani și toată viața. S-a întâmplat, vă zic așa, că după, la București se construiește Catedrala Mântuirii Neamului, cu hramul Sfântul Apostol Andrei. Este cea mai mare, una foarte mare, dacă ați privit știrile, e a doua după capela Sfântul Petru din Roma. Și eu auzând că se construiește Catedrala Mântuirii Neamului și de-acu scriind acest roman, mă duc la Preafericitul Daniel și spun, Preafericite, uite aici la București, construiți, aduceți așa mare cinste Apostolul Andrei, care ne-a creștinat și ne-a întemeiat, că e
construiți așa o catedrală de mare. Dar eu, de acolo, de la Chișinău, la Sfântul Moldovei, la Cahul, am scris Viața și Faptele Apostolului Andrei, eu spun, cum e, așa, o carte ai scris. Până fericit, dacă vă dau cartea, cum vreau, citiți-o așa, mai departe, vă zic așa. Și peste două săptămâni fac un telefon, vă zic, mă sună consilierii dumneavoastră, spune, Domnicu, dar nu vrei să faci lansarea acestei cărți la Facultatea de Teologie, Iustian Patriarhul, a Universității București. Ei, dacă ce poate fi o mântărie mai mare, stai acolo, mare arhierie a neamului. Și am avut această, vă zic, și, dar noi suntem, vă zic, oameni săraci. Și mă gândeam, e cum să mă duc la București? Minuni! Am găsit pe proprietarul autobusului care face cursa Chișinău-București, i-am spus, domnule, câte persoane? Zic, am vreo 7 persoane care merg cu mine. Gratuit, încolo, gratuit încoace. Ce vreți să luați? Vreau să dorim acolo 1000 de cărți, de exemplare, pentru ca toți constructorii de catedrale să știe pentru ce construiesc această catedrală și cine e apostolul Andrei. Încărcam la autobus. Minul lui Doamne ferește. Tot s-a făcut, vă zic așa, cu mila Domnului și așa mai departe. Și a fost un lucru foarte frumos. Lansarea cărții, închipui să vă zic, stau, vă zic, o sală de 200 persoane, vă zic, la Facultatea de Teologie. Stă, vă spunea, a fost domnul profesor Căldare, care, peste tot, umblăm împreună, pentru că e unul din mari filozofii noștri și unul, e primul dintre filozofii moldoveni, care a văzut și a analizat cronicarii noștri, nu din punct de vedere a realismului socialist, dar din punct de vedere a Evangheliei lui Iisus. Și a arătat ce mari creștini au fost cronicarii noștri, păstind nepulții urechii. În asta e, domnul profesor, să vă dea Dumnezeu sănătate, pentru că ați demonstrat că noi am avut încă de la începuturile noastre scriitori creștini.